Salutare, dragilor! Suntem oficial în Wales astăzi. Cum îți place, Cardi? Stați că e cu lipstick. Păi stai, că abia am intrat. Așa, la prima impresie. E, știi cum e senzația aia când mergi în țară, te plimbi și intri prin Târgu Mureș acolo și apar tot felul de... E foarte mișto podul ăsta de trecere din Anglia în Țara Galilor, dar în rest, deocamdată e tot aceeași poveste, nu s-a schimbat mare lucru. E un castelaș foarte simpatic aici. De la aici s-ar putea să mergem să-l vizităm. Da, vreau. Avem parcare până mâine dimineață, așa că avem timp să vizităm chestii era pe aici. Era diferența foarte mică între 4 ore. Da, 4 ore erau 12 lire și o zi era 16 lire, așa că am zis că luăm o zi întreagă, că nu știm cât ne plimbăm pe aici și ce facem. Să vedem ce găsim interesant. De răceala? Nu, de la soare combinat cu frig și cu vânt. Da, așa se zice acum. Noroc. Ah, nu! De ce faci asta? Cum îți place? Păi, e simpatic, nu? Aici ajuns lângă mine. E un răhățel de... Hai, ia. Să scot pe micuțul de pe micuțul? Deci? Au, duce spre Londra. Are vibe-ul ăla de foarte Londra. Simpatic și e mișto că a început cât de cât așa. Să fie soare și frumos, ceea ce e o treabă foarte tare și foarte bună. E să ne plimbăm prin magazine. Am fost să vedem castelașul ăla, să mergem mai încolo, pentru că acum era mega aglomerat. E foarte trist că în curtea interioară se întâmplă niște lucrări. Și sunt, da, cred că da. Cred că pavează pe jos sau ceva, dar cert e că sunt corturi din alea ridicate pe acolo, sunt multe utilaje, mulți muncitori, e destul de dubios în interior, în curte. Hai să vedem ce mai găsim pe aici. Deci, cum te simți? Foarte plină. Am găsit un alt restaurant foarte drăguț. Și bun.
tot italian, evident că altfel nu se poate. Dacă îmi place. A fost o pizza foarte mișto acolo. Știu ce, un pui ceva tot la fel, super, super bun. Cu niște legume foarte mișto. Și cu un sos de ciuperci. Suntem în continuare într-un shopping center din ăsta care e interminabil, absolut nu se mai termină. Și după aia o să mergem să mai vizităm un pic orașul. E foarte urât și de asta am stat în interior, pentru că nu avem ce să facem afară, că plouă și e destul de frig. Hai să vedem ce mai găsim pe aici și vedem ce vă mai arătăm. Gata, aer curat. S-a făcut soare și frumos, dar e foarte frig acum. Deja s-a lăsat seara, ca să zicem așa, e vreo 5 ceasul. Ce, 4, 5, 5. Așa că mergem să lăsăm bagajele la mașină, după care ne continuăm excursia. Acolo? Hai pe acolo. Ne vedem mai încolo. Ciao. Gata, dragilor, pe ziua de azi e deja ora 10. Mi-am propus în ultimele ore să încerc să editez ceea ce am filmat astăzi peste zi, dar din păcate n-am reușit. Așa că cel mai probabil o să se întâmple chestia asta în cursul dimineții de mâine. De urmare, vlogul de astăzi o să apară mâine cu o mică întârziere, dat fiind faptul că internetul este absolut horror aici. Dar cel mai bun internet din, cel puțin din Europa. Avem cea mai bună viteză de internet pe care o oferă cei de la BT sau de la Sky, este 52 de mega. Iar pe telefon, super tare. Iar pe telefon e un 4G la nivel de maxim 3G. Dar, cum vă spuneam, am avut lucruri mult mai importante de făcut în ultimele ore, cum ar fi să ne uităm la sfințirea unei stații de autobuz din Târgoviște, unde era acolo tot satul, preotul, primarul, nu era Târgoviște? Era Vulcana, o comună de lângă Târgoviște. Drept urmare, se întâmplă lucruri foarte importante în România în ultima vreme. Catedrala Mântuirii Neamului. Nu intra în discuții. Să, da. Deci, vă spuneam înainte de Paște, dacă vă aduceați voi aminte, că am un subiect foarte sensibil pe care n-aș vrea să-l discutăm înainte de Paște. Acel subiect foarte sensibil era Catedrala Mântuirii Neamului. Și având în vedere că mâine nu am absolut niciun fel de plan, Oana lucrează și cel mai probabil eu o să stau închis în casă în fața laptopului toată ziua, o să discutăm despre chestia asta mâine. Așadar și prin urmare, nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut acest clip, să dați share să-l vadă și prietenii voștri și subscribe ca să fiți mereu la curent cu cele mai noi clipuri pe acest canal. Iar noi ne vedem mâine să discutăm despre Catedrala Mântuirii Neamului, despre tovarășul Daniel și prietenii lui. V-am salutat, ciao, ciao!